Ne aduce aminte de ziua când a fost sfințită prima biserică de localitate. Este mult mai mult decât o astfel de sărbătoare. Este o sărbătoare care ne face pe noi să ne gândim la trecut, la tradiții, la obiceiuri, dar este o sărbătoare care ne face să ne gândim la viitor. Este o sărbătoare care este un element, un punte dintre trecut și viitor. Vreau să vă spun, stimați elovineni, că hramul localității reprezintă încă un element nemaipomenit al poporului nostru, cel de popor ospitalier. În această zi noi, în mod special, ne deschidem ușile caselor noastre, nu doar ușile, dar și inimile. Așteptăm să vină prieteni, așteptăm să vină oaspeți dragi, și atunci când vin la noi acești prieteni, și noi ne facem mai buni la suflet, și noi ne facem mai buni și mai deschiși. Vreau să vă felicit încă o dată cu această ocazie. Vreau să vă doresc multă sănătate, multă prosperitate. Și vreau doar un singur lucru să vă rog, să aveți încredere că împreună vom face așa încât în ziua de mâine să trăim mult mai bine. Eu îmi doresc doar un singur lucru, Elovenii să devină un oraș pe deplin european, cu drumuri, cu centre sociale, cu spitaluri, cu oameni fericiți, oameni așa cum se simte cei din Europa. Doamne ajută, Doamne își face cruce, încă o dată la mulți ani și o sărbătoare fericită în continuare. Ca la moldoveni, este un obicei că la hram se cadonează pâine și sare. Am venit și eu în fața prim-ministru să mă lingoșesc cu o leacă, poate a fi mai brând cu noi, să ne ajute să facem orașul nostru, cum a spus dumnealui, mai modern, mai european, mai elovinean! Și un pahar de tuică! Sănătate să-i dorim! La mulți ani! Sănătate! Succese! O seară plăcută în continuare, vă rog! Nu plecați acasă, că mai aveți surprize!